Salutare națiune și bine ați venit pe canalul de YouTube Lord Tupeu, unde astăzi o să discutăm despre FIFA 21 și cum putem juca FIFA 21 după ce ați terminat cele 10 ore din EA Play. Sunt 4 pași simpli de urmat. O să aveți nevoie de a vă crea pe Xbox. Eu vorbesc doar despre Xbox pentru că sunt jucător de Xbox. Nu știu dacă și pe PlayStation funcționează, dar pe Xbox am testat și funcționează. În primul rând, trebuie să ne creăm un al doilea cont de Xbox. După cum vedeți, acesta este contul principal. Eu mi-am creat un alt cont. Vă conectați pe cel de-al doilea cont. Și aici trebuie să vă cumpărați acces pe EA Play pentru o lună. O să apară undeva în colțul din stânga, vă introduceți datele, o să vă coste undeva la 20 de lei în bani românești. O să apară undeva în colțul din stânga Purchase for 1 month. Eu mi-am plătit pentru o lună 3,99 lire, undeva la 20 de lei. După ce v-ați cumpărat EA Play și bineînțeles pe contul principal trebuie să aveți instalat deja FIFA 21 și orele pe care le aveați, cele 10 ore, să fie terminate. Să terminați acele 10 ore pentru că atunci glitch-ul nu o să funcționeze. Bun, după ce ați cumpărat contul de EA Play pe contul secundar, o să trebuiască să vă conectați ori cu telefonul, ori de pe PC. La contul la contul de Microsoft, unde o să vă apară pagina asta. O să las un link în descrierea videoclipului și o să vă ducă la imaginea asta. Unde o să dați voi install on my device, pentru că am două console, o să apară amândouă. Selectați consola pe care vreți, dacă aveți mai multe console. Selectați consola pe care vreți să instaleze și dați Install Now. O să dureze maxim un minut sau două. O să vă apară pe consolă că FIFA 21 își face un update mic. O să vă apară 0,0% și 100% foarte rapid. După care așteptați un minut sau două. Porniți FIFA de pe contul secundar. Unde o să vă arată că o să aveți 10 ore. Eu am jucat ceva ore astăzi și de pe contul secundar.
În același timp, pe contul secundar trebuie să vă adăugați la prieteni contul principal, pentru că urmează un pas foarte important. Vă duceți la Play, Friendly, Play a Friend. Vă duceți pe oricare din reguli și dați invite. După care vă duceți și schimbați contul. Intrați pe contul principal. Dacă nu s-ar și bloca. Și acceptați invitația. Aici ai dat yes. Ok. Iar acum când zice, îi dați cancel and play offline. Vă duceți pe Ultimate Team. Și bum! Am intrat pe FIFA de pe contul principal. E foarte simplu, tutorialul a fost făcut de băieții care joacă Maiden în Statele Unite și ei îl folosesc la fel, pentru că și ei au trialul ăla de 10 ore. Și ca să-l depășească au făcut combinația asta. Costă puțin, dar dacă mai vrei să joci 10 ore, e folositor. Ca să vedeți că și funcționează. După cum puteți vedea, funcționează. O să mai am undeva la 7 ore. Hello everyone. The weather forecasters promised us a very pleasant day for football and that's bun. Sper că v-a ajutat videoclipul. Dacă aveți alte întrebări legate de cum și în ce fel se poate juca FIFA încă 10 ore, lăsați-mi un comentariu la videoclip și dacă vă pot ajuta, o să vă ajut cu mare plăcere. Salutare și ne vedem pe stream!